Dar suntem mai pe mute ăștia așa în dimineața aceasta. No, acum vine și muzica, acum vine și muzica, da. Bună dimineața, este miercuri, este jumătate de săptămână, mai un pic și o să vină weekendul, adică de mâine. De mâine vine weekendul, uite, avem și muzică, gata, așa, suntem mai veseli, mai plin de viață acum. Da, vremea este în continuare potrivită, aș zice eu, pentru această perioadă. Da, nu e este nici cald, perfectă. Nu e nici foarte frig, adică e ok, nu? Așa este, avem vreme predominant frumoasă, nici caniculă, nici prea frig. S-ar putea să avem parte de câteva averse de ploaie la amiază, însă nu vorbim aici despre, nu știu, ploi însemnate cantitativ sau da, ploi de vară. Corect, așa este. Avem și epigrama din această dimineață. Este Sfântul Ilie, astăzi este sărbătoare mare, chiar Sfântul Ilie se numește și epigrama noastră. Doamne, azi Sfântul Ilie, e și ploaie, e și foc, noi l-aniversăm să fie pentru toți cu mult noroc. Așa este, spuneai și tu că este și ploaie, este și foc, și cald și ploaie, da. Îi mulțumim domnului Constantin Mândruță pentru epigrama din această dimineață și avem, bineînțeles, și semnificația zilei. Uite, s-a născut Adrian Păunescu în această zi sfântă, nu? Da. Așa este. Așa este, ai citit bine. Da, bun. Avem și informațiile de la CEZ, unde se întrerupe energia. Le avem, nu le avem? Nu suntem azi în 20, dar azi nu se întrerupe energia electrică. De la 19 au sărit la 21, deci clar, astăzi nu se întrerupe energia electrică pe nicăieri, decât dacă, Doamne ferește, bate vântul. Dacă bate vântul, s-ar putea să pice așa din când în când energia electrică. Dar să sperăm că nu o să pice în zonele în care ei au lucrat deja, pentru că ar fi urât. Da. Noi sperăm că de-aia se lucrează în fiecare zi și se întrerupe energia electrică prin anumite localități, pentru că să se repare aceste linii electrice ca să nu mai pice la fiecare adiere de vânt. Da. Multe informații avem și astăzi pentru dumneavoastră și despre ce s-a mai întâmplat cu acel caz, sclavii, știți, stăpânii de sclavi care ieri au fost la curtea de apel și culmea, au cerut să fie liberi, că nu le place la închisoare, ca să vă dați seama de cum gândesc acești oameni. Da. Bun. Vă las atunci cu fetele, cu semnificația și cu vremea și după aceea avem lecția de lectură. Domnul Octavian Sachelari este și astăzi alături de noi și mulțumim pentru acest lucru. Așadar, vă las cu fetele. În 1896 a apărut ziarul Liga Ortodoxă sub conducerea lui Alexandru Macedonski. În 1927, la numai 5 ani, Mihai I devine regele românilor în urma morții regelui Ferdinand I. În 1969, programul Apollo 11 face cu succes prima aterizare cu echipaj uman pe lună în Marea Liniștii. Americanii Neil Armstrong și Buzz Aldrin devin primii oameni care vor merge pe lună aproape 7 ore mai târziu. După cum spunea și Costi, în 1943 se naște Adrian Păunescu, poet, prozator, jurnalist, politician român, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Și în anul 356 înainte de Hristos, la Pella, în actuala Grecie, se naște Alexandru cel Mare, rege macedonean. Acesta a rămas una dintre cele mai importante figuri din istoria întregii omeniri. Aceasta a fost semnificația zilei de astăzi. După cum spunea și Costi, este și Sfântul Ilie, dar revin cu informații mai târziu la dale noastre. Acum Ana ne spune cum va fi vremea astăzi. Potrivit AccuWeather.com, vremea se va menține predominant frumoasă. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiază, dar numai trecător vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi în jur de 28 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade. Astăzi, în câmpul lung, maximele vor ajunge până la 23 de grade Celsius. În Curtea de Argeș, maximele ajung la 25 de grade.
În Pitești și Ștefănești se înregistrează temperatură maximă de 27 de grade Celsius. În Mioveni se înregistrează temperatură maximă de 26 de grade. 27 de grade avem astăzi în Topoloveni, iar în Costești maxima zilei de astăzi ajunge la 28 de grade. Cam atât despre vreme, acum urmează lecția de lectură. Antenața! Bine v-am regăsit la o nouă lecție de lectură, un proiect realizat de Biblioteca Județeană din Nicu Golescu Argeș și Antena 1. Tocmai mă gândeam înainte de a intra în emisie ce aș putea să prezint astăzi. Tocmai ne-am întors de la o vizită pe care am avut-o la Craiova, la Editura Scrisul Românesc, care în fiecare an organizează un eveniment cultural destul de important care înseamnă Colocviile Scrisul Românesc. De data aceasta, tema a fost una foarte generoasă, puterea cuvintelor, vă dați seama, la început a fost cuvântul, nu? Care a însemnat o conferință pe această temă la care s-au reunit forțe intelectuale destul de importante. Și aici aș putea enumera pe Dere Popescu, un dramaturg care rămâne de mare forță în literatura românească, și academicianul Gheorghe Păun, iată doi academicieni la aceeași masă, împreună cu Carmen Firan, care vine de la New York, un scriitor foarte cunoscut, și de Andrei Stârgiorzean, care de asemenea este scriitor care face parte din diaspora română de la New York. Oameni de foarte bună calitate în sală, oameni de foarte bună calitate care au reprezentat Argeșul. Biblioteca din Nicu Golescu este una dintre prietenele editurii Scrisul Românesc, care este una dintre cele mai importante edituri din România. A ieșit un eveniment cultural foarte important, iar cu această ocazie a ieșit un număr special al Scrisului Românesc, pe care îl putem prezenta aici. Este exact Puterea Cuvintelor, cum am spus eu, și care reunește intervențiile care au avut loc aseară în sala oglinzilor a Muzeului de Artă din Craiova, un muzeu extraordinar care este renovat și care își primește cu drag pe cei care doresc să-i calce pragul. A fost o întâlnire de suflet și mai ales o întâlnire foarte interesantă, pentru că, iată, cuvântul este cel care, până la urmă, dă tonul în toată societatea românească și nu numai. Poate însemna și avantaje, poate însemna și dezavantaje, poate însemna în același timp o relație de putere benefică, poate însemna în același timp relație de putere care nu duce la rezultatele pe care ne-am așteptat. Sigur că a fost abordat internetul ca un nou tip de comunicare, da? Cu avantajele și dezavantajele lui. S-a subliniat relația între oralitate și scriere, foarte important, pentru că internetul, dacă vreți, este o reîntoarcere la un nou tip de comunicare care are foarte multe din caracteristicile oralității primare. Dincolo de toate acestea, însă, a însemnat o agora, ceea ce s-a întâmplat acolo, întâlnire între niște intelectuali care, dacă vreți, s-au alăturat unui cor mai important care subliniază necesitatea abandonului unei beții a cuvintelor, a unor cuvinte care nu fac decât să suplinească, dacă vreți, un gol afectiv pe care îl resimțim cu toții. Invit pe toți cei care doresc să citească această revistă, este o revistă foarte bună, o să o regăsească în colecțiile Bibliotecii Județene din Nicu Golescu Argeș. Antenața! Am revenit la matinal cu dale noastre, revista presiei, bineînțeles, avem astăzi multă informație pentru dumneavoastră. Avem Argeșul, avem Curierul Zilei, avem Jurnalul de Argeș, avem Curier Medical, avem Top, bineînțeles, toate astăzi. Argeșul pe prima pagină are așa: materialul de deschidere fără apă și canal, tot ca în Evul Mediu. Foarte multe localități ale județului Argeș n-au apă curentă și canalizare, condiții minime de civilizație. Este și motivul pentru care la țară nu prea vin investitori, iar singurele locuri de muncă sunt la birturi. De asemenea, multe drumuri locale nu sunt asfaltate, sistemele de irigație au fost puse pe butuci, iar animalele din gospodării sunt din ce în ce mai puține. Mai citim din Argeșul: marele premiu a ajuns în Cuba, nopțile de poezie de la Curtea de Argeș au luat sfârșit, iar marele premiu internațional de poezie a fost obținut de Maria Elena Blanco din Cuba.
Și romii din blocul Coremi se revoltă. Ieri dimineață mai mulți romi din blocul Coremi, printre care și femei cu copii, au protestat la Curtea de Apel Pitești și la primărie. Ei spuneau că sunt agresați fizic și verbal de administrator. Iar stăpânii de sclavi rămân în arest. Șoc, șoc, șoc. Așa au decis magistrații, ca stăpânii de sclavi să rămână în arest. De ce ori fi decis așa, nu-mi dau seama. Da, sunt câteva dezvăluiri foarte interesante și în jurnalul de Argeș legat de stăpânii de sclavi, vi le spunem imediat. Pe prima pagina ziarului Top, titlurile sunt următoarele. În Argeș s-a intrat la liceu cu media 2.30. Ieri a fost finalizat procesul de repartizare computerizată la liceu. Cea mai mică medie din Argeș cu care s-a intrat la un liceu a fost de 2.30 și aparține unei eleve ce a fost repartizată către liceul din Domnești. Contestațiile călăilor de la Berevoiști respinse. Tradiții și obiceiuri, astăzi este Sfântul Ilie, aducătorul de ploi, și piteșteanul Smiley este așteptat în fața judecătorilor. Da, Curierul Zilei pe prima pagină, în sala de judecată, stăpânei de sclavi s-a făcut rău. Bineînțeles, vorbim despre cazul proprietar de sclavi la Berevoiești în 2016. Mai citim din Curierul Zilei, a lăsat o oarbă și a bătut mama în vârstă de 65 de ani. Incredibil. Și hoții de lemne prinși pe telefon. Cei care văd o mașină cu lemne suspectă pot face pe loc o reclamație fundamentată folosind o aplicație lansată ieri de Ministerul Mediului. Aceasta se numește Inspectorul Pădurii și se poate descărca și de pe Google Play pe orice smartphone dotat cu Android. Până acum, programul Radarul Pădurilor invită cetățenii să reclame la 112 orice camion suspect. Pentru mai multă eficiență, acum cei care observă transportele de lemn pot introduce numărul mașinii în aplicație și în câteva secunde li se va răspunde fie transport legal, cod valid, fie transport posibil ilegal, nu are cod valid. Foarte tare mi se pare acest lucru. Sper să se facă pentru toate platformele de telefoane și pentru Windows Phone și pentru iOS. De ce râzi mai, Claudiu? Și astăzi a apărut și Curier Medical. Dr. Elena Zamfir, medic specialist ortodonție, cum ne afectează fluoroza dentară? Ce zici, Costi? Iar am greșit. N-am zis absolut nimic. Medicul veterinar Carmen Ștefănescu ne vorbește despre afecțiunile sistemului nervos. Anumite rase sunt predispuse afecțiunile sistemului nervos, astfel încât la alegerea unui cățel, crescătorul lor, proprietarul, trebuie să cunoască posibilele boli ale noului său prieten. Mai citim din Curier Medical ce trebuie să bem și să mâncăm pe caniculă, cum să aveți un păr irezistibil, aflăm mai multe sfaturi. Vârfurile despicate trebuie tăiate, dacă te tunzi des, părul nu crește mai repede, ne spun medicii specialiști, și canicula vă face rău la sănătate, feriți-vă de șocul hipertermic. Da, vă spuneam mai devreme că a apărut și jurnalul de Argeș, care pe prima pagină are așa, materialul de deschidere al colegilor este 5 dezvăluiri în cazul sclavie la Berevoiești. Una ar fi, 8 dintre proprietarii de sclavi primeau ajutor social de la primărie. A doua bombă, incredibil, consilierul local din partea romilor, Eugen Miu, vecin cu proprietarul tânărului găsit în lanțuri la Berevoiești. A treia bombă, culmea, socrul primarului este chiar popă și n-a văzut nimic, deși patriarhia a cerut preoților să sesizeze cazurile de sclavie. A patra bombă, firmele familiei Proca se pierd pe traseul lemnului exploatat de sclavi. Proca este familia care a fost la primărie în ultimii ani. A fost mai întâi tatăl, acum este fiul și au lăsat-o așa, știți, moștenire. Și a cincea bombă, Inspectoratul de Poliție al județului Argeș s-a sesizat din oficiu în 8 dosare ce vizează familia de primari Proca. Dacă avem timp, vă citim mai multe imediat și mai citim din jurnalul de Argeș. Dacă soțul nu mai e primar, nici madam nu mai e pe val, revoltă la Școala Populară de Arte împotriva directoarei Gabriela Pendiuc. Și medicul Titi Păun este noul președinte al Consiliului de Administrație la Pediatrie, va fi și anestezist la domiciliu. Da. Începem însă cu Top. Da, în Argeș s-a intrat la liceu cu media 2.30.
Incredibil poate părea, greu de crezut, dar în Argeș s-a ajuns în situația ca la un liceu un elev să fie admis cu media 2,30. Ieri a fost finalizat procesul de repartizare electronică. Cea mai mică medie cu care s-a intrat la liceul Argeș a fost de 2,30. Vorbim despre o elevă ce a ajuns să intre la Liceul Tehnologic din Domnești. Aceasta a luat nota 1 la examenele de evaluare națională, dar cu toate acestea a reușit să intre la liceu. Următoarea medie în topul rușinii este a unui elev ce a intrat la liceu cu 2,39. Acesta a luat o notă de 1,30 la examenul de limba și literatura română. Da, Argeșul în pagina 5. Maidanezii au reapărut pe străzi, este ceea ce spunem și noi de, nu știu, aproximativ 3 luni încoace. Tot făceam apel către primăria municipiului Pitești, dar ce să asculte, nu ascultă nimeni de la primăria municipiului Pitești. Și spuneam că chiar în centrul Piteștiului au reapărut maidanezii, sunt vreo 6-7 în fiecare dimineață. În fiecare dimineață îi văd eu, acum că stau acolo toată ziua, nu știu. Dar în zona prefecturii, chiar în zona prefecturii și a Consiliului Județean, acolo sunt câinii vagabonzi, acolo sunt o parte din câinii vagabonzi. Da, ne spun și colegii de la Argeșul, ei bine, conform datelor furnizate de Primăria Pitești, în ultimii 2 ani și jumătate au fost strânși de pe străzile din municipiu numai puțin de 8200 de câini maidanezi. Greu de confirmat o astfel de cifră. La biobaza primăriei de la Smeura sunt acum 40 de câini. Cu toate acestea, patrupedele fără stăpân au reapărut la Pitești. Se zice că sunt strânși cam 40 de câini pe săptămână, deoarece unii aduc animalele de la țară și le abandonează în oraș. Da, nu știu, dacă sunt strânși vreo, nu știu, 40 de câini pe săptămână, înseamnă că n-au ajuns probabil hinghierii și în zona prefecturii. Pentru că de vreo 2 luni tot spunem noi pe aceea că sunt câini acolo în acea zonă. Da. Și vă spuneam că astăzi este Sfântul Ilie. În pagina 7 din Curierul Zilei aflăm mai multe tradiții. Sfântul slăvit proroc Ilie Tezviteanul este pomenit astăzi în calendarul creștin-ortodox, fiind o zi de mare sărbătoare în care nu se muncește în gospodărie. Sfântul Ilie, prorocul lui Dumnezeu, nu a murit, ci a luat cu trupul în care de foc, potrivit tradițiilor evrești și creștine. Apărător înflăcărat al credinței în Dumnezeu, revelat profeților Vechiului Testament, Sfântul Ilie Tezviteanul era fiul lui Sovac, unul dintre profeții legii vechi, care locuia în cetatea Tezve, dincolo de Iordan. De la numele acestei localități se trage și numele prorocului. Sfântul proroc Ilie a trăit pe vremea lui Ahab, regele evreilor, care a domnit în ținutul Samariei din Israel timp de 22 de ani. Acest rege s-a căsătorit cu Izabela, o prințesă feniciană din Sidon, care se închina zeului Baal. Ahab, prețuind frumusețea femeii mai mult decât credința în Dumnezeu unic al iudeilor, și-a obligat poporul să se închine zeului Baal, încurajând în acest fel idolatria, înălțând totodată și un jertfelnic. Toate aceste fapte au atras mânia divină. Dumnezeu încredințează Sfântului proroc Ilie misiunea de a mustra pe rege pentru faptele necugetate săvârșite și de a întoarce poporul la credința monoteistă. În această zi, merele se duc la biserică pentru a fi sfințite, crezându-se că numai în acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealaltă. Se mai crede și astăzi că dacă tună de Sfântul Ilie, toate alunele vor seca, iar fructele din livez vor avea vieri. Da, în pagina 4 din Argeșul au început controlele în comunitățile de romi. Ca urmare a ordinului emis de prefectul Cristian Soare, au început acțiunile de control în comunitățile importante de romi din Argeș. Chiar și ieri prefectul era în ședință la prima oră cu comandanții poliției și jandarmeriei. Analizăm situația din fiecare localitate. Nu putem spune unde se fac acțiunile și când, deoarece i-am pune în gardă pe cei vizați. Sperăm însă să nu mai găsim situații precum cele de la Berevoiești, care au cutremurat opinia publică din țară, a declarat prefectul Cristian Soare. Și mergem în pagina 7, tot din Argeșul. Stăpânii de sclavi rămân în arest. Rămânem în același registru și noi. Ei bine, ieri stăpânii de sclavi de la Berevoiești au fost aduși la Curtea de Apel Pitești după ce au contestat măsura arestului preventiv și au cerut să fie puși în libertate,
dar acțiunea le-a fost respinsă și toți cei 37 de inculpați s-au întors după gratii. Ci că nu le place după gratii ăstora. Nu știu de ce și este culmea să ceară libertate, având în vedere ceea ce au făcut până la urmă. Ei bine, în timpul procesului, o pirandă a solicitat ajutor medical pentru că i s-a făcut rău și magistrații au chemat ambulanța. Un echipaj smurd a ajuns la curtea de apel, i-a administrat ăstea medicamente și i-a recomandat să mănânce ceva. Starea femeii nu era deloc gravă, iar pacienta a refuzat să fie transportată la spital. Rudarii care au sechestrat și exploatat mai multe persoane, inclusiv minori, s-au declarat din nou nevinovați și culmea tupeului au cerut să fie confruntați cu cei care i-au reclamat. Absolut incredibil. Deși s-a vehiculat termenul de sclavagism, unul dintre apărătorii împricinaților a declarat că nu este vorba despre o astfel de faptă, ci că aceștia sunt acuzați de lipsire de libertate și trafic de persoane. El a mai adăugat că se va folosi de orice probă care ar fi în favoarea clienților săi, inclusiv de faptul că ar fi implicate și persoane care suferă de tulburări psihice. Deliberând, Curtea de Apel Pitești a respins contestațiile depuse de stăpânii de sclavi de la Berevoiești. Decizia a fost luată pentru toți cei 37 de inculpați, împărțiți în două loturi, unul de 17, altul de 20 de persoane. Și spune decizia instanței, respinge ca nefondate contestațiile formulate de inculpații Păun Traian, sunt doi de Păun Traian aici, vor fi doi. Ursu Iosif, Marinoiu, Marian, aflați în arestul IPJ, Olt, Bădală, Costinel, mă rog, și sunt toți ăștia înșirați aici în ziar. Da. Deci rămân în continuare în arest. Să sperăm că vor rămâne pentru foarte mult timp în arest. Același subiect este dezbătut și în Curierul Zilei, în pagina 3. În sala de judecată stăpânei de sclavi s-a făcut rău, exact ce spunea și Costi. Un dute vino ieri a fost la Curtea de Apel Pitești, mai multe dube de poliție, jandarmi, oameni ai legii, dar mai ales rom din Berevoiești, au ajuns de dimineață în zonă. Cei 37 de inculpați din dosarul sclaviei au fost aduși în fața judecătorilor. Aceștia cerau să fie cercetați în stare de libertate pe motiv că nu reprezintă un pericol public. Mulți dintre ei nici măcar nu realizează gravitatea faptelor lor. Când au intrat în Curtea de Apel Pitești, în Cătușas, cei mai mulți au strigat sus și tare: sunt nevinovat, n-am făcut nimic. De parcă a exploata oameni bolnavi sau fără apărare ar fi un lucru obișnuit. Din motivarea hotărârii Tribunalului Argeș reiese și cum aveau loc tranzacțiile de sclavi între inculpați. Începând cu anul 2015, numitul furdui Ilie Valentin i-a transmis victimei că din acel moment va munci pentru Grancea Petre și Grancea Maria. Astfel, în anul 2015, victima a fost constrânsă de aceștia să efectueze zilnic, în mod forțat, diverse munci și activități în gospodăria acestuia. Să facă curățenie, să măture, să încarce, să descarce și să spargă lemne, să spele vase, să spele rufe, și a fost folosit și ca șofer și a fost obligat la practicarea cercetăriei în beneficiul familiei Grancea. Se arată în document. Ancheta a scos la iveală că tranzacția a fost făcută în schimbul sumei de 300 de lei. Mai multe detalii aflați în Curierul Zilei. Da, și din jurnalul de Argeș sunt trei pagini în jurnalul de Argeș, paginile 4, 5 și 6, care sunt dedicate acestui subiect cu sclavia de la Berevoiești, ceea ce s-a întâmplat acolo. Aș vrea să vă citesc decât puțin, restul citiți dumneavoastră, bineînțeles, o să încercăm să citim și noi și zilele viitoare, având în vedere că este săptămânal. Bombă, 8 dintre proprietarii de sclavi primeau ajutor social de la primărie. Prin ordin al prefectului Cristian Soares a constituit o comisie care să verifice toate cele 196 de dosare de beneficiari de ajutor social întocmite de primărie. Cazurile de sclavie de la Berevoiești au băgat în priză și prefectura. Prin ordin, prefectul Cristian Soare a constituit o comisie mixtă de control formată dintr-un reprezentant de la corpul de control al instituției prefectului și doi reprezentanți ai Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, care la finalul verificărilor va întocmi un raport amănunțit. Se va verifica, în principal, legalitatea dosarelor făcute de către primăria Berevoiești pentru beneficiarii de ajutoare sociale. Și asta pentru că, conform unor surse, în Berevoiești sunt 196 de beneficiari de ajutor social și printre aceștia, surpriză, se regăsesc și 8 persoane cercetate acum de către parchet în cazurile de sclavie de la Berevoiești. Conform unei logici elementare, funcționarii primăriei Berevoiești, care au întocmit dosarele de ajutor social în baza cărora romii proprietari de sclavi încasau bani de la stat,
aveau în fișa postului și vizite periodice de verificare la beneficiari. Iar autoritățile vor să descopere acum și de ce respectivii funcționari nu au descoperit absolut nimic legat de cazurile de sclavie petrecute în curțile celor 8 romi de la Berevoiești, beneficiari de ajutor social. Da, foarte bună întrebarea. O să vă ținem la curent cu tot ce înseamnă sclavia de la Berevoiești și cu ce acțiuni mai fac ăștia, ce mai vor ăștia să facă, să iasă din închisoare, să... Da, te rog. Curierul Zilei, pagina 7. Un joc a creat isterie printre oamenii din întreaga lume. Pokémon Go a ajuns la Pitești, ne confirmă Costi și Claudiu. Chiar și Roxana. Da, de ce? Ne confirmă Costi și Claudiu, că tu nu ai... Păi eu l-am recunosc, instalat, am înnebunit. L-am instalat Claudiu, dar nu mă joc ca voi. Eu recunosc, dat, fraților, am luat o razna, jur. Mi-am instalat și eu acest joc. Și alerg după Pokémon prin oraș. Dar știți, fază foarte tare aseară mi s-a întâmplat. Am ajuns acasă, bineînțeles, mi-am pornit aplicația ca să văd ce Pokémon sunt pe acolo. Am ieșit un pic pe balcon ca să, bineînțeles, poate apărea vreunul după balcon. Ce să vă spun, în fața blocului copii de ăștia de vreo 10 ani, care erau toți cu aplicațiile de Pokémon Go. Ei erau jos în fața blocului, iar eu, ca un adult conștiincios, eram la balcon. Da, incredibil, mi s-a părut și mie. Dar tot nu renunț, mi se pare un joc interesant. Și este un joc care te face să mergi, știi? Da, este o combinație între viața virtuală și cea reală, ne mai spun colegii de la Curierul Zilei. Asta m-a atras și pe mine, oarecum. Da, cred, da, cum? La plimbare. Da, bineînțeles, în da. În căutare de Pokémon. Vă mai citesc? Te rog, spune-ne. Dar spune-ne că poate ieși. Lăsa că instalăm și Ana aplicația, nu-i problemă. Stai liniștită că telefonul meu nu mai are spațiu. Lasă-mă, Ana, că rezolvăm asta. Luăm niște, dăm jos niște aplicații păi, da. Vechi și... Păi da, dar cum? Paia de selfie. O scoatem pe aia de selfie și... Nu, aia nu se poate. Nu, aplicația de selfie, da, corect. Da. Păi și ne citești ceva de Pokémon Go? Nu știu dacă mai avem timp. Un pic așa. Așa, hai, un pic dacă nu vreți mai voi. Hai, nu un mai pic, avem hai, timp, hai, nu un pic, Claudiu. Un pic. Nu mai avem. Nebunia timp. Generată de aplicația Pokémon Go a început să facă furor și printre tinerii din Pitești. Nu contează dacă este zi sau noapte, ei se strâng în grupuri și pleacă la vânătoare de Pokémon prin diferite zone ale orașului, prin pădure și localuri. Jocul, care este unul virtual, se poate juca doar pe un telefon mobil performant. Este un joc cu personaje din desene animate ce se bucură de o popularitate uriașă în întreaga lume. În Pitești, luni seara, pe băncile din centru, s-au strâns mai mulți tineri care au plecat apoi în căutare de Pokémon pe jos sau cu bicicleta. Nu au vrut să fie fotografiați, dar ne-au spus că vor să facă acest lucru în fiecare zi ca să poată strânge cât mai multe puncte pentru a primi o medalie virtuală. Da, n-am ajuns la nivelul ăsta în care să ne întâlnim seara, acum să plecăm la vânătoare de Pokémon. Diseară? Noi n-avem internet. Diseară? Aha, diseară, la cât? Da, mergem. Nu, no, glumim acum, na. Mergi, mă, Roxana? Nu am internet. Lasă că pe centru e gratis, așa spune municipalitatea. Nu, bine, cred. Când încerci să te conectezi, îți dă eroare. Da, așa spune municipalitatea, dacă așa spune municipalitatea, așa e. Da, avem o indemnitate acum. Ilinca Vandin, ce am văzut ceva. Care nu știu, la al doilea, nu știu ce. Da, o să vezi imediat. Da, bun. Vă lăsăm cu Ana cu mondenități. După mondenități avem, bineînțeles, Zodiac. După Zodiac avem un pic de publicitate și după publicitate revenim cu Musafir la matinal. Trebuie să rămâneți alături de noi pentru că este foarte, foarte interesant. Bun, mondenități atunci. Între timp, Costi și Roxana vor mai prinde câțiva Pokémon. Ilinca Vandici a trecut la al doilea, a fost iubit al cântăreței Adună ce aruncă Anda Adam. În momentul în care Ilinca Vandici, în vârstă de 30 de ani, s-a cuplat cu fotbalistul Cătălin Țâră, de numai 22 de ani, unul dintre foștii iubiți al Andei Adam, toată lumea a crezut că este o coincidență. Mai ales că Ilinca și Anda, Costi prinde un Pokémon probabil, mai ales că Ilinca și Anda nu au o relație de prietenie și nici anturaje comune. Totuși, când Vandici a apărut de gât cu Andrei Neacșu, în vârstă de 25 de ani, un tânăr din palmaresul Andei, lumea a început să vorbească. Se pare că Ilinca Vandici adună resturile Andei Adam, dându-și întâlniri cu tineri, cu care cântăreața s-a afișat imediat după despărțirea de Victor Slav.
Dacă idila Andei cu țâră a fost mult mai mediatizată, ținând cont că mama lui Cătălin a făcut un întreg tam-tam pe seama acestei relații, afirmând în presă că fiul ei nu are ce să caute lângă Anda, care este cu mult mai mare decât el, cea cu Andrei Neacșu a fost dată uitării. Și dietă minune, Ioana Ghinghina a slăbit 6 kg cu pepene roșu. Ioana Ghinghina a povestit despre noua dietă pe care o urmează, dieta cu pepene. Vedeta a mărturisit în direct care sunt beneficiile acestei diete și de ce preferă această metodă de slăbit. Am să mănânc doar pepene roșu. Dacă întreabă cineva ce fructe are Ioana Ghinghina, iubesc cireșele și pepenele. Am slăbit 6 kg doar cu pepene roșu. Are foarte multă apă, elimin tot, îți curăță tot și pentru piele. În general, dietele cu fructe și legume întotdeauna o să arăți bine. După o dietă tip Ducan, arăți slăbit, obosit. Când slăbești cu fructe și sucuri, strălucești. Ai alt tonus, tu arăți altfel și pielea îți arată altfel, a declarat Ioana. Și Mădălina Ghene a îndrăgostită Lulea de noul iubit. Mădălina Ghene apare să-și fi găsit jumătatea și nu mai ezită să se afișeze peste tot cu noul ei iubit, Matei Stratan. Frumoasa româncă și tânărul, cu care are o relație de câteva luni de zile, au fost surprinși în Napoli, Italia. Cei doi par pe cât de relaxați, pe atât de îndrăgostiți unul de celălalt. Mădălina Ghenea și Matei Stratan au ieșit la o plimbare pe străzile frumosului oraș italian, iar gesturile tandre dintre ei nu au lipsit nici măcar o clipă. Asta până când au observat aparatele foto și au început să fie mai rezervați. Mulțumim, Ana, foarte mult pentru modernitățile din această dimineață. Să ne spui puțin despre Zodiac. Astăzi trebuie să fim foarte atenți pentru că suntem predispuși la o stare de agitație. Ei, mai bine nu te mai întrebam și te lăsăm să spui. Și să încercăm să ne trezim mai bine dispuși. Mai bine dispuși, da. Și să ne trezim mai repede, când nu ne ia cam mult. Zodiacul Ana. Antenața. Conform eastrolog.ro, luna plină, adică opoziția soarelui cu luna, aduce de obicei agitație, nervozitate, certuri din nimic, precum și un risc sporit de accidente. Berbec, dimineața s-ar putea să vă treziți obosit și indispus. Încercați să vă controlați agresivitatea pentru că riscați să declanșați un conflict. Vă sfătuim să amânați vizitele la prieteni sau la rude, chiar dacă partenerul de viață insistă. Taur, în prima parte a zilei este posibil să fiți irascibili din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă. Ar fi bine să vă drămuiți eforturile la locul de muncă. În ritmul acesta riscați să vă extenuați și chiar să vă îmbolnăviți. Gemeni, este posibil să plecați într-o călătorie importantă care vă poate aduce câștiguri serioase. Vă sfătuim să vă păstrați calmul și să nu ridicați tonul la o persoană mai în vârstă. Rac, se pare că aveți nevoie de un împrumut cu răbdare și diplomație, până la urmă reușiți să faceți rost de bani. Păstrați-vă calmul și odihniți-vă mai mult. Sunteți predispus la probleme de sănătate. Leu, dimineața s-ar putea să aveți dificultăți de comunicare și să simțiți că sunteți neinspirat. S-ar putea să deveniți agitat și nervos. Vă sfătuim să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile. De asemenea, este indicat să evitați activitățile complexe. Fecioară, este posibil să faceți o călătorie în interes profesional. Nu sunteți în cea mai bună dispoziție și aveți tendința să exagerați. Vă sfătuim să nu vă susțineți părerile cu încăpățânare și să evitați discuțiile în contradictoriu. Balanță, astăzi aveți tendința să criticați pe toată lumea, încercați să vă temperați spiritul critic și să fiți mai diplomat. Este recomandat să fiți foarte atent pe ce dați banii. S-ar putea ca partenerul de viață să nu fie de acord cu cheltuielile pe care le faceți. Scorpion, este posibil să primiți o veste proastă de la o rudă îndepărtată care vă indispune și vă obligă să vă schimbați programul. Nu este exclus să fiți nevoiți să faceți un drum neplanificat. Vă sfătuim să fiți atent pentru că există riscul să fiți implicat într-un accident. Săgetător, vă sfătuim să nu vă asumați niciun risc astăzi pentru că sunteți nervoși și s-ar putea să mizați greșit. Evitați să mergeți cu mașina sau fiți extrem de atent și prudent. Sunteți predispus la accidente. Capricorn, aveți de rezolvat o mulțime de probleme pe care le-ați tot amânat. Atenție la tendința de a vă ocupa de mai multe treburi în același timp. Vă sfătuim să vă organizați cât mai riguros la nevoie, nu ezitați să cereți ajutor celor din familie. Vărsător, vă recomand să fiți deosebit de prudent astăzi pentru că puteți avea probleme cu sănătatea sau chiar accidente. Nu vă supra-solicitați, ar fi bine să evitați călătoriile lungi și întâlnirile cu persoane importante.
și pești la locul de muncă s-ar putea să fiți indispus în urma unei discuții cu superiorii. Nu este indicat să vă exteriorizați nemulțumirea, vă recomandăm să vă menajați sănătatea. Acesta a fost horoscopul de astăzi, acum urmează o scurtă pauză de publicitate, dar rămâneți aproape pentru că revenim. Antenața! Antenața! Am revenit la matinal și am revenit cu musafirii din această dimineață și în această dimineață alături de noi se află domnul Alin Mureșan, directorul Centrului de Studii al Istoriei Contemporane. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit la noi, unul dintre organizatorii școlii de vară Memorialul Pitești, care se desfășoară în această perioadă. Este și subiectul despre care o să discutăm, bineînțeles, în această dimineață și tot în, alături de noi se află și domnul Demostene Andronescu, deținut politic, fost deținut politic, dar și scriitor, aș putea spune, pentru că știu că ați scos vreo 3 cărți, dacă nu mă înșel. Da. Până acum. Dar mai sunt încă foarte multe de scos. Bine, dacă Dumnezeu mă va mai răbda. Eu sunt convins de acest lucru. O să discutăm despre, mai puțin, aș zice eu, despre experiența dumneavoastră de acolo, din ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Și aș vrea mai mult despre scrierile dumneavoastră, despre cărțile pe care le-ați scos, dacă este ok. Dar mai întâi, domnul Alin Mureșan o să ne vorbească puțin despre școala de vară Memorialul Pitești și despre ce se întâmplă în această perioadă acolo. Da, am început, în primul rând, suntem la a 5-a ediție. Voi ați spus destul de multe în perioada asta despre școala noastră. Suntem la a 5-a ediție și fiind o ediție aniversară pentru noi, am gândit și câteva evenimente care să implice comunitatea din Pitești ceva mai mult. După cum știți, am început duminică seara cu un concert Vița de Viu acustic la teatrul de aici din Pitești, care a ieșit foarte, foarte bine. Nu întâmplător am ales această formație. Cei care v-au urmărit știu deja, cei care nu v-au urmărit până acum le spun eu acum. Una din piesele formației Vița de Viu a fost inspirată de un deținut politic, poet și el, ca domnul Demostene Andronescu, și noi am realizat un videoclip special pentru această piesă, pe care este doar a treia oară când l-am proiectat în concertele lor. Primele două însă au fost la București. Aceasta e prima dată când l-am scos din București. Și am continuat după aceea programul. Luni am avut deschiderea oficială. Sigur, avem două părți în program. Una care se referă la programul intern pentru studenții noștri, cei care au fost selectați de către noi, de către organizatori, să participe la cursuri și la seminarii, și o altă parte pentru comunitatea, așa cum spuneam, care este deschisă pentru oricine. Luni dimineața ne-am cunoscut noi, organizatorii și studenții, ceva mai bine, iar după masă am avut partea deschisă publicului, care a însemnat vizita la fosta închisoare Pitești, la actualul memorial închisoarea Pitești, prezentarea, vernisarea a două expoziții importante, una despre, chiar despre fenomenul Pitești, alta despre ce a însemnat comunismul în România, pe două teme, pe două subiecte care sunt cumva în antiteză, anume rezistența anticomunistă, îndeosebi rezistența armată, care s-a manifestat din plin și aici, în județul Argeș, și represiunea cum este, și felul în care a reacționat regimul și a încarcerat foarte, foarte mulți tineri și nu numai. După care, ieri am intrat în programul propriu-zis de prelegeri, de seminarii. Dimineața am ținut eu o prezentare despre fenomenul Pitești, plus un seminar în care am încercat să punem studenții noștri în situații de viață reale pe care le-au trăit câțiva dintre deținuții trecuți prin Pitești, și am forțat cumva să facă niște alegeri de viață, după care le-am prezentat cazurile, ce s-a întâmplat în realitate cu persoanele respective. E un exercițiu de empatie, cumva. Iar după masă l-am avut invitat pe domnul Toader Paleologu, care a vorbit despre experiența de detenția tatălui său, Alexandru Paleologu, iar scriitor, deci am avut foarte mulți scriitori și avem invitați anul acesta, direct sau indirect, și continuăm. Aseară studenții noștri au putut să stea la o șuetă cu domnul Demostene Andronescu, care le-a recitat și din poeziile pe care le-a compus dânsul, poezii de închisoare, pentru că cei care au fost, o să vă spun mai mult, domnul Andronescu,
poeziile erau compuse mental, sigur, în închisoare, pentru că n-aveau voie să scrie, n-aveau acces la hârtie. Corect, ceea ce mi s-a părut absolut incredibil să faci aceste poezii în închisoare. Între 1952 și 1964, da, cu întrerupere de câteva luni, ați fost deținut politic și ați trecut pe la Jilava, Gherla și Aiud. Da. E o întrebare tâmpită, sincer să fiu, dar cum a fost această experiență pentru dumneavoastră, domnule Andronescu? Ce s-a întâmplat? A fost o experiență de viață fără de care eu aș fi fost un om oarecare. Un om oarecare sunt și acum, însă plin de experiență și de o serie de înțelegeri pe care nu le poți căpăta într-o viață normală. Acolo am fost puși în situații limite și în situații limite fiind, trebuia să găsim mijloace de supraviețuire. Pentru că detenția era extrem de severă. Nu aveam, au fost ani întregi când așa stăteam pe marginea unui scaun și ne uitam cu ochii la vizetă. Nu aveam voie să facem absolut nimic din care ar fi putut să ne facă ca timpul să treacă mai ușor. Nu aveam voie să... De multe ori eram pedepsit și pentru faptul că ne surprindea surzând unei amintiri, unei asta, zice, ce, nu te simți pe bine aici? Treci la izolat. Deci era extraordinar de greu și noi trebuia să inventăm, tot pasul să inventăm mișloații de supraviețuire. Și fiind lipsit de orice fel de activitate și de viață spirituală, singura noastră salvare era pentru Marea Masă și pentru aia rugăciunea și meditația, în măsura în care te puteai ruga, că nu toți aveam vocație de rugători. Iar pentru mine și pentru mulți alții, poezia. Poezia a fost salvare. Eu, dacă n-aș fi fost răzit Dumnezeu să fac, mi-a dat un oarecare talent pe care l-am exploatat și acolo am avut ocazie, mai ales eu am stat foarte mult singur. Am stat, cred că din 12 ani, 3 ani de zile, am stat absolut singur în celulă și fiind singur și în condițiile acelea de foame, de viață, că mâncarea era extraordinar calculat, dar aveam ani întregi, nu aveam mai mult de 700 de calorii pe zi, iar dacă îi spui unui medic așa, nu te crede, păi zice, 700 de calorii nu sunt suficiente pentru funcțiile interne ale organismului. Cum? Și totuși am supraviețuit în felul acesta. De exemplu, eu am făcut, mi-a fost foame, am făcut foame cam 2 sau 3 ani. Pe urmă m-am imunizat, am ajuns la un fel de asceză. Nu pot să spun că nu mi-era foame, dar nu sufeream de foame cum sufereau alții. Aveam prieteni care se sculau dimineața cu gura plină de sânge și mestecau noaptea limba. Și era cumplit. Ei, ori dacă reușeai să te sustragi acestor instincte care reușeai oarecare independență și aveai, pentru mine, de multe ori provocam, când eram în, că este cumplit să stai în aceeași celulă ani de zile cu aceea, ajungi de te urăști, frate cu frate, sau era, au fost cazuri tată cu fiu, a ajuns să te urăști din cauza
când deschide unul, că fiecare are automatismele lui, și tu la tine, la rândul tău, le ai pe ale tale și care deranjezi pe ceilalți. Și eu când simțeam că nu mai pot, făceam o trăsnaie în fața altă, ca să mă duc la izolare. Mai ales dacă mă ducea vara, dar vara nu prea te izola, era iarna, când era cumplit, frig, nu puteai el, de exemplu, pe deseasă 7 sau 10 zile, în care o zi zădea de mâncare, două, nu, și în care erai sumar îmbrăcat și dacă era frig, minus 10, minus 15 grade, cum era în regiunea Iudului de obicei temperatura, era cumplit. Nu, dacă nu rezistai tentației de a te întinde pe jos, pentru că erai închis într-o cameră, cam jumătate, așa că până la străpola, complet goală, numai într-un colț era o tinetă pentru necesități care n-avea capac ca să nu posta și tot timpul nu făceam decât să mărșăluim, ca să ne încălzim. Seara la 10 ne băga o pătură care a fost cândva o păi, era o zdreanță, pe care o puneam așa pe umeri ca pe un șal și mă rezeam eu, în cel puțin eu procedam așa, mă rezeamam de perete și adormeam după 3-4 zile, după 3-4 nopți nedormite, adormeam și simțeam așa cum mă scurg în jos și când ajungeam cu genunchiul pe ciment, săream în sus și mă începeam marșul din nou. Că dacă nu rezistai acestei tentații, adormeai ea și îi scotea a doua zi pe pătură, înghețat. Și în timpul ăsta hlăduiam. Am fost prin toată lumea. Sumatra, Java, Mozambic, iar o poezie de gir care creiam lumi, și pe care nu ne plăcea și nu-mi plăceau și le dărâmam iar și... Ați scris foarte multe poezii în acest timp. Eu am scris, cred că, vreo 200 de poezii, din care am salvat cam jumătate, cam 100 în memorie și multe le-au memorizat o serie de prieteni de-ai mei, care unii n-au mai ieșit, alții le-au uitat, dar eu am acum volumul de versuri, care are vreo 100 de poezii, este tot mă trezesc și noaptea. De exemplu, n-am putut reface o serie de poezii, nu le-am putut face. Și acum, după o jumătate de secol, că a trecut mai mult de jumătate de secol de când se întâmplau lucrurile acestea, mă trezesc noaptea cu câte un vers, și așa am refăcut câteva poezii. De exemplu, într-o noapte m-am trezit cu un vers, zic, mai răsădit cu mâna stângă, Doamne. Mi-am adus aminte versul ăsta și m-am refăcut strofa și am mai refăcut două strofe. Mai răsădit cu mâna stângă, Doamne, și mi-ai turnat oțet la rădăcină, lămâie istorsă în raza de lumină ce-mi scoace fructul în cuptorul toamnei. Poezia asta mi-a venit în vis, mi-am adus aminte de ea și am... Domnul Andronescu, de ce este important ca tinerii din ziua de astăzi să știe ce s-a întâmplat în acea perioadă? Eu la început am fost destul de reticent în... Scurt, dacă se poate. Da, că nu am considerat că e un... așa, un... știu eu, nu e nimerit să-mi pun rănele pe tarabă și am refuzat să. Dar cu timpul am ajuns la concluzia că avem, cei care am mai rămas, avem datoria să depunem mărturie. Și atunci am scris, vă duc, am scris despre reeducarea de la Aiud, am scris poeziile pe care mi le-am adus aminte, am scos împreună cu niște prieteni de-ai mei mai vârstă și unii mai tineri, am scos o revistă care a apărut 20 de ani, Puncte Cardinale, în care ne-am
ne-am manifestat. Era scris numai de noi și a apărut la Sibiu. Și a... Domnul Mureșan, ce urmează acum în această perioadă? Astăzi știu că este un film extraordinar care se va difuza la Cinema Sebastian Papaiani, dacă nu mă înșel. Da, în seara aceasta filmul se cheamă Chuck Norris vs. Comunism. Este vorba de un film documentar care vorbește despre traficul cu casete video din anii 80, cu filme străine, evident, care erau interzise pe vremea aceea, și vom avea invitată pe protagonista principală a filmului, doamna Irina Margareta Nistor. După care, mâine dimineață, noi vom pleca spre Jilava, una din cele mai mari închisori, dacă nu cea mai mare închisoare care a fost folosită în perioada comunistă. Și vom termina școala de vară, după ce vom face această vizită alături de domnul Andrunescu, alături de domnul Paleologu și alături de doamna Nistor și de studenții noștri. Vom încheia discuțiile la o masă și pentru noi asta a fost. Da, vă mulțumim mult pentru participarea la emisiune. Din păcate, timpul este foarte scurt. A fost o onoare să vă cunosc, domnule Andrunescu, și să dea Dumnezeu să vă țină în viață cât mai mulți ani de acum înainte și să scrieți cât mai multe poezii și cât mai multe cărți. Vă mulțumesc mult, domnule Mureșan. Vă mulțumesc și eu. Da, ne bem cafea împreună și mâine la 7. Vremea este bună, dar plouă după amiază. Mâine, la 7 fix, tot aici. Bună dimineața, așa începe viața.